Hai, să ne grăbim, Sergiu. Avem doar o oră la dispoziție. Trebuie să reușim să săpăm mormântul. Îți dai seama ce jenă va fi? Răposatul va fi adus, iar mormântul nu e gata. Eles că am auzit că vor înmormânta o tânără, din astea cu sânge albastru. Ne vor deșuruba capetele dacă nu e gata totul, îi spunea partenerului său, un bărbat de vreo 50 de ani, îmbrăcat în niște haine vechi. Hai mă că o să reușim, nu e prima oară când săpăm morminte, mai ales că ne-au promis bani buni pentru el. Vom sărbători după aia în coliba noastră, vom cumpăra ce vrem, că mâncăm tot felul de mizerii pe care nici câinii n-au pune limba. I-a răspuns colegul mai tânăr, care putea să-i fie și fiu, la vârsta ce o avea, deși bărbatul chiar îl trata ca pe un fecior, l-a scăpat de moarte. I-a găsit corpul fără suflare, lângă locul în care locuia, o groapă de gunoi. Atunci, spre seară, domnul Petru se întorcea de la un job part-time. Așa numea el lucrul pe care l-avea la unul dintre cimitirile locale. Îngropaseră o bătrânică sărmană și singură. De aia nici nu i-au plătit prea bine, deși toată ziua a fluturat cu ranga. A transpirat din cap până în picioare. Pământul, în afară de faptul că era foarte pietros în acel loc, mai era și înghețat. Pentru această muncă grea a primit câțiva bănuți de la șeful cimitirului. Petru știa că el nu-l minte, era un bărbat cinstit, dar azi plata era foarte mică, așa că înainte de somn și înainte de a-și pregăti cina simplă de fiecare zi și încă înainte de a dormi în patul său, a decis să mai facă o mică plimbare înainte de somn. Poate va avea noroc și va găsi ceva de valoare, ceva ce nu au reușit să ia concurenții. Deși domnul Petru în trecut nu a fost fără adăpost, deja de 15 ani se descurca cu ceea ce îi dădea Dumnezeu. Odată avea propriul său apartament, în care locuia cu soția și cei doi copii. El își iubea mult familia și pe copii îi adora în mod deosebit. Soția lui Svetlana într-adevăr era o femeie specială, luminoasă, așa considera el până într-un moment dat. După profesie, era miner, făcea bani destul de buni, dar Svetlanei nu-i plăcea munca lui, zicea că e prea periculoasă, că mereu ceva explodează, că tunelurile cad și că mulți mineri mor. De aia i-a propus să scrie apartamentul pe ea. Cine știe ce se poate întâmpla, iar ea apoi cu doi copii minori de mână să alerge pe la diferite oficii, să rescrie documente... Mai ales că aveau rude în Orientul îndepărtat. Sigur se vor repezi la moștenire ca niște vulturi. Aceste argumente ale Svetlanei i-au părut bărbatului foarte rezonabile, așa că a scris toată proprietatea pe soție, inclusiv garajul și mașina. În acea zi și după asta se diferenția printr-o atitudine prea bună de el. Prea bună! Doar că nu știa bietul bărbat că Svetlana parcă-i citise soarta. Peste un an de zile, după ce a scris toată proprietatea pe ea, în mină a avut loc un incendiu. Gazul acumulat în tunel a explodat atât de tare. A fost scos de acolo, dar a început să șchiopăteze și din cauza șocului și a loviturii la cap, a început să vorbească foarte rău. Ca oricare soție iubitoare, Svetlana a avut grijă de el. Îi ducea mâncare la spital, îl hrănea. Copiii lui, gemeni de 10 ani, nu făceau un pas de la tata. Dar după cum s-a dovedit, asta a durat doar până când nu i-au achitat banii, compensația pentru rănile primite, după care a și devenit invalid pe viață. După ce Svetlana a pus mâna pe bani, atitudinea față de soț s-a schimbat brusc. În loc de ajutor și sprijin, chiar și înainte de a fi externat din spital, a rămas singur. Domnul Petru nu înțelegea ce s-a întâmplat. Când a ajuns la fostul lui apartament, totul a devenit clar. La prag l-a întâlnit nu doar fosta lui soție, ci și un bărbat cu umerii lați, care s-a dovedit a fi amantul ei. Petru a încercat să demonstreze că are dreptul să locuiască în acel apartament, dar cine a stat să-l asculte? Taurul ăla în piele umană l-a împins de pe scări. Gen, nu mai ești nimeni aici. Nu i-a rămas nimic decât să trăiască pe străzi. O bucurie avea doar,
Dacă copiii nu s-au refuzat de tată, el putea să comunice cu ei ca înainte și îl întâlneau după școală, îi aduceau mâncare. Apoi legătura cu familia lui a fost întreruptă. De vină erau consecințele traumelor pe care le-a primit în mină. De la ele pierdea memoria. Asta se întâmpla tot mai des și mai des, iar perioadele când nu ține minte absolut nimic cine este și de ce trăiește pe lumea asta deveneau tot mai lungi. În acel timp rătăcea prin oraș fără scop, fără să înțeleagă măcar unde se află. Cu un an mai târziu, memoria lui e revenit cu totul și Petru s-a întors la casa care cândva era natală. Dar, după cum s-a dovedit, soția lui a vândut apartamentul și s-a mutat undeva în partea centrală a țării, ca să nu apară pe neprins de veste Petru și să nu-i încurce pe copii să urmeze calea pe care deja stăteau bine pe picioare. Despre toate astea a povestit vecina, care se uita cu simpatie la bărbatul care odată a fost un model de urmat, iar acum se transformase într-un om al străzii. Să reușească să-și găsească copiii, dar e ca și cum ai căuta un ac într-un car de fân. Și așa și-a ajuns în aceste locuri, în care îi era predestinat să salveze viața unui vagabond ca el. Mergând prin groapa de gunoi, bărbatul a văzut printre toate deșeurile o mână. El aproape că a luat o raznă, crezând că a găsit un corp neînsuflețit, dar auzind un geamăt surd s-a grăbit la bietul băiat. L-a scos de sub gunoi și a văzut că băiatul, capul căruia era lovit, era îmbrăcat exact la fel ca el. Foarte sărac, în niște blugi vechi și murdari și cu un tricou rupt. Era clar că concurenții au fost de vină, probabil că n-au împărțit teritoriul cu el, în asta nu era nimic surprinzător. Ce să te mai aștepți de la așa oameni? Uneori lupta pentru o bucată de mâncare lua nuanțe criminale. Ei bine, cum te cheamă, bietule? Legându-l la cap cu o cârpă veche, l-a întrebat. Sergiu, a răspuns acesta. Și de unde ești așa tânăr? Contingentul nostru de aici e deja în vârstă. Nu țin minte deloc asta. Cred că pescuiam apoi, doar întuneric. Cum am ajuns aici, n-am idee. A spus Sergiu disperat. Acum, nimic nu era clar, dar Petru a decis să-l ajute pe băiat. Fără memorie și cu capul rănit, se va pierde cu totul. De aia i-a propus lui Sergiu să meargă împreună cu el în baraca sa. Totuși e mai interesant împreună și e mai ușor să scapi de concurență așa. Deja de câteva luni mai săpa și morminte la cimitir. Fără asistent era cam greu. Așa au și început să trăiască împreună și să se susțină în toate. Iată și astăzi, după ce au săpat un alt mormânt împreună și după ce au mai mâncat câte ceva în partea cimitirului care arăta destul de bogat, s-au pus să aștepte procesul de înmormântare. Acesta nu s-a lăsat mult așteptat. În curând s-a auzit orchestra. Se vedea că înmormântarea de azi nu era deloc una simplă, era una specială, de chic. Însă și orchestra era din capitală și costa ohoho câți bani. Pe lângă sicriu mergea o femeie care plângea, de mână cu un bărbat tânăr, se pare că era fiul ei. Din urmă veneau tinerii, prietenii și colegii de clasa defunctei. Ia uite, Sergiu, ce scump e sicriul, să știi că am ochiul antrenat la așa ceva. Dar ca ăsta încă n-am văzut de-a lungul carierei mele, i-a șoptit colegului Petru. Păi ce neobișnuite aici, au bani cu carul și la așa vârstă fragedă nu mor oamenii des. De aia au și decis să o petreacă pe fiica lor în ultimul drum cu o solemnitate. Au ajuns la mormânt. Doamna era foarte disperată și aproape că se zbătea în isterie. Tânărul cu ochelari cu greu îi stăpânea emoțiile. Natalia, calmează-te, calmează-te. Cu asta viața nu se sfârșește. Iuliana era o fată luminoasă, specială, dar nu i-a rezistat inima despărțirea de iubitul ei. Cu toate acestea, nicio vorbă nu o ajuta. Natalia plângea tot mai tare și mai intens. Iuliana, fata mea, cu cine m-ai lăsat? Cum pot să trăiesc fără tine acum? Așa frumoasă ai fost, așa frumoasă! Și nenorocirea asta pe capul nostru! Apoi,
Pe Sergiu parcă l-a lovit ceva, metaforic vorbind. El s-a apropiat de sicriu și s-a uitat înăuntru. De acolo, cu ochii închiși, îl privea o tânără incredibil de frumoasă. Părea că dormea și e pe cale să se trezească. Sub presiunea unor sentimente necunoscute, groparul brusc s-a plecat și a sărutat-o chiar pe buze. Însăși Petru, care a văzut multe la viața lui, a încremenit. Ce să mai vorbim despre fetele tinere care erau prezente la cimitir? Unele dintre ele au și leșinat de la cele văzute. Iar doamna Natalia de parcă s-a aprins și a strigat într-o voce nepământească. Doamne, ce se întâmplă? Luați-l pe monstru ăsta de acolo! Luați-l pe nenorocitul ăsta de lângă fata mea, că-l voi sugruma cu propriile mâini! Dar când Sergiu și-a ridicat privirea la femeie, ea a devenit mai albă ca foaia goală, la fel ca și tânărul de lângă ea. Cei care încă au rezistat până în acel moment aveau să leșine și ei, fiindcă anume atunci răposata s-a ridicat din sicriu. În rochea ei albă de mireasă, prin mare de stofă cu dantelă, se uita nedumerită la cei din jur. Un țipăt neimaginat s-a ridicat până la cer. Dar era fix la îndemână doamnei Natalia și soțului ei, Arthur, pentru că cel pe care groparii de la început îl considerau fiul ei, de fapt, îi era soț. Cuplul a luat-o la fugă așa încât călcâii scânteiau în urma lor. Fata care tocmai înviase și Sergiu, groparul tânăr, nu vedeau nimic altceva în jur și nu auzeau nimic. Căci se uitau unul la altul cu ochii mari plini de șoc și surpriză. Cu câteva luni înainte de asta, într-o vilă mare și scumpă, era destul de trist și pustiu, pentru că în acel moment, în afară de servitori, erau doar doi oameni în casă. O doamnă cu părul roșu de vreo 50 de ani și soțul ei slab, uscățiv, de vreo 30. Conversația dintre ei era destul de serioasă. Trebuie să ne lămurim cu ambii, spun eu, de altfel putem pierde totul. Îi spunea Arthur soției sale, ținând-o de mână și privind-o ca un câine fidel drept în ochi. Arthur, ce vorbești? Dar dacă ne vor prinde? Cum să stau eu până la sfârșitul vieții mele în închisoare? Și tu ce ai să faci? Nici nu ne vom putea vedea. Iar eu cum să stau fără tine când te iubesc atât de tare? I-a răspuns doamna. Riscul este o treabă demnă. Dacă nu vom merge la asta, vom regreta apoi toată viața, locuind undeva într-un cămin. Tu ce vrei să te lipsești de toate astea? Arthur a învârtit cu mâna în jurul său, prezentându-i femeii toată bogăția ei. Nu, desigur că nu, dar cum vom face asta? Tu nu-ți fă griji, lasă-mă pe mine să rezolv totul. Tu trebuie doar să-l inviți pe mirele fiicei tale la un mic picnic, în numele întregirii familiei. Lângă lacul de lângă pădurea din spatele casei noastre, e un loc pustiu, e perfect. Cât timp Iuliana după hotare primește diploma, trebuie să scăpăm de ăsta. Sergiu nu e fica ta vitregă. Îndată ce va pune mâna pe bani, va scăpa de toți din jurul lui și o va da și pe soacra afară. De aia o să începem cu el, a rezumat bărbatul. Femeia nu s-a gândit mult înainte de a cădea de acord, pentru că mai mult decât orice pe lume îl iubea pe soțul ei tânăr și banii, pe care se temea să-i piardă după moartea fostului ei soț. Un afacerist bogat cu care s-a căsătorit cu mare noroc cu câțiva ani în urmă. Desigur că Natalia niciodată nu l-a iubit nici pe soțul său, nici pe fiica sa vitregă, care era de la prima căsătorie a soțului ei. Dar nici nu știa că actualul ei partener o iubea pe ea și mai puțin, de-ar fi știut că avea nevoie de ea doar ca să-și satisfacă nevoile materiale. În cercul lui de prieteni o numea pe soția sa o conservă ruginită, sperând că va putea să-i preia toată averea curând, doar că în calea tipului stătea Iuliana și mirele său. Erau foarte buni la suflet și de treabă, doar că au nimerit în locul și timpul nepotrivit. Doamna Natalia l-a sunat imediat pe viitorul ginere și l-a invitat cu amabilitate seara la un eveniment de familie. Băiatul desigur că a căzut de acord, căci relația cu viitoarea soacră trebuia stabilită, trebuia să fie una puternică.
Sărmanul nici nu bănuia că în timp ce va discuta drăguț cu doamna Natalia, cu undița în mână, din spate se va furișa soțul ei cu o piatră grea în mână. După ce l-a lovit în cap și considerând că acesta a murit, perechea l-a îmbrăcat în cârpe și l-a aruncat la groapa de gunoi. În caz că va fi găsit, îl vor considera drept om al străzii. În curând aceeași soartă a ajuns-o și pe Iuliana. Mama ei vitregă i-a povestit în lacrimi despre cum logodnicul ei a mers la pescuit și nu s-a mai întors. Se presupune că s-a necat, iar căutările corpului băiatului nu au dat rezultate. Deși pentru Iuliana, din cauza conexiunilor lui Arthur, era pregătit ceva mult mai serios. A găsit cel mai puternic somnifer pe care i l-a dat fetei. A fost considerată moartă, iar ca să nu se vadă că răsuflă, a acoperit-o cu o plapumă groasă. Aveau totul pregătit și cu actele. Medicii corupți au scris în certificatul de deces că cauza a fost stopul cardiac. N-a suportat fata despărțire de iubitul său. Anume, asta era versiunea pe care o prezenta tuturor cunoștințelor mama vitregă. Nemernicii pentru bani nu s-au oprit nici în fața faptului că trebuiau să îngroape un om apropiat de viu. Dar deja la cimitir ceva nu a mers după plan. Nu au calculat bine doza de somnifer și fata a înviat din morți. De la un șoc puternic, Sergiu și-a amintit totul și Iuliana era surprinsă. Nu s-au așteptat că așa ceva e posibil în timpurile noastre, dar acum, din fericire, totul era bine. Aveau despre multe de vorbit, de decis multe, dar cel mai important era faptul că cuplul putea fi împreună pentru totdeauna. Natalia și soțul ei au fost găsiți în pădurea de alături, unde se ascundeau sperând să scape de lege. Acum, în loc de brățări de aur, perechea trebuia să poarte cătușe de oțel, la fel ca și medicii complice. Certificatele false s-au stopat odată și pentru totdeauna. În curând, tinerii au făcut nunta, la care a fost invitat și Petru. În mulțumire că nu l-a lăsat să moară în groapa de gunoi, Sergiu l-a ajutat să-și găsească copiii. Ei de mult își căutau tatăl prin toată țara. Căci odată ce au crescut, au înțeles cât de nedrept l-a tratat mama lor în trecut. Acum Petru locuia lângă ei, s-a angajat ca paznic la cimitir și a aflat că este bunic și are 4 nepoți. Viața lui a început să fie din nou fericită, cum n-a mai fost niciodată. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cum v-a părut povestea noastră de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!